Frizeria m-a scos din sărăcie. Frizeria este aceea care mi-a oferit un ban și m-a ajutat ca în momentul de față să-mi pot cumpăra o casă. Frizeria este aceea care mi-a adus respect. Atunci când eram sărac, oamenii se purtau cu mine la modul josnic. Primeam foarte multe umilințe și cei care treceți prin asta, mă înțelegeți. Așadar, am decis să deschid această școală de frizerie pentru că am fost sărac și știu care ți este dorința în momentul în care ești umilit și oamenii te tratează fără respect. Mai ales în acele momente aveam nevoie de informații, aveam nevoie de chestii rapide care să mă scoată din traiul pe care îl aveam atunci și îmi doream cu toată ființa mea să găsesc acea cheie care să mă ajute să cresc și oamenii să nu mă mai umilească, oamenii să mă respecte așa cum și eu îi respectam pe cei din jurul meu. Ei bine, frizeria este cea care m-a ținut departe de anturaj. Frizeria este cea care mi-a dat un rost și m-a făcut să fiu cine sunt în ziua de azi. Așadar, de ce să alegeți școala de frizerie Poincat? Păi răspunsul este simplu. Pentru că am fost un om sărac. Și noi trăim într-o Românie săracă. Oamenii au nevoi. Totul este rapid. Și eu când am deschis această școală, primul lucru pe care l-am făcut a fost acela de a clădi un suport unic, atenție, unic, prin care oamenii care veneau la noi să poată învăța la modul rapid, să nu o lungesc foarte mult. De asta și suntem singura școală unde durata este de o lună de zile, pentru că mie nu-mi place să lungesc lucrurile. Eu am fost sărac și eu aveam nevoie de bani și oamenii care vin la noi au nevoie să producă bani, să-și scoată investiția. Le pun ustensile la îndemână, au toată informația necesară și cel mai benefic, din punctul meu de vedere, cel mai benefic lucru pentru ei este faptul că eu am clădit un suport care este bazat pe hairstyling. Din momentul în care tu tunzi prin tehnici de hairstyling, categoric tu îți vei atrage clienți, pentru că tunsorile făcute prin tehnici de hairstyling au menirea să reziste mai mult. Cei care vor alege să facă școala noastră nu vor tunde, nu vor face frizerie, ei vor crea. Hairstyling-ul asta face, hairstyling-ul este o artă. Drept dovadă am updatat tehnicile de hairstyling și le-am adus în frizerie, astfel încât fiecare să poată crea, să nu tundă numai pe drept, să nu tundă doar pompadur, cum se face în ziua de azi. Și o spun fără nicio chestie, fără ironisme, fără să, nu știu, să fac pe alții să cadă. Nu, noi tundem diferit prin tehnici de hairstyling. Suntem singura școală care oferim o platformă online, adică ai acea platformă pentru tot restul vieții. Acea platformă îți reamintește ceea ce ai uitat în timpul cursului. Acea platformă îți oferă și altă informație, o informație mai avansată, chiar dacă școala este una de începători. Și mai spun un lucru și cu asta închid. Noi avem lanțurile de frizerii, Frizeria București. Toți oamenii care lucrează în Frizeria București au făcut școala noastră. După o lună de zile i-am mai băgat 2 săptămâni în training, 2 săptămâni în care i-au mai tuns câțiva oameni, modele, după care i-am băgat în frizerii. După 2 luni de zile oamenii noștri au început să ajungă la 8-9 clienți și tundeau pe 63 rontunsul. Deci asta vreau să înțeleagă oamenii, că în școala noastră chiar se învață și înveți la modul rapid, noi nu pierdem timp. Dacă îți dorești să faci ceva cu viitorul tău, dacă înțelegi că meseria reprezintă într-adevăr o brățară de aur, dacă vrei să te pui la adăpost pentru criza ce va veni, că va veni și o criză, alege frizeria noastră pentru că nu vei regreta. De ce? Suntem oameni capabili, oameni care ne implicăm și oameni care am trecut prin sărăcie. Asta mi se pare cel mai important. Iar cei care sunt săraci în momentul de față și au nevoi mari, mă simt și sigur interacționează cu ceea ce spun eu acum. Așadar, școala de frizerie Poincat, pe Aviatorilor 63.